Am făcut mama mai josuț. Eu voi fi scurt ca să dau și altor tovarăși șansa să-și exprime atitudinea față de ce se întâmplă azi în țară. Foarte scurt, adică mai mult mi-a luat timp să îmbrac mănușile astea decât o să vorbesc. Ca ziarist și ca observator politic, eu în ultimul timp mai găsesc anumite cuvinte, chiar decente, ca să tratez și să comentez activitatea puterii. Dar ca cetățean a Republicii Moldova, nu mai am cuvinte ca să spun cum este această guvernare. De aceea eu, ca cetățean, n-am venit cu cuvinte, dar am îmbrăcat aceste mănuși. Și vă spun de ce. Aceste mănuși sunt niște mănuși de protecție. Știți ce face personalul tehnic cu dânsele când intră în baie și în liceu, mă iertați. Iată ce vreau să vă spun, un singur lucru. Cu cât mai mult veți permite să stea la putere această guvernare, cu atât mai mult gunoi și cu atât mai mult, mă scuzați, rahat, o să trebuiască să strângem din urma lor. Vă rog, refuzați odată să fiți conduși de o asemenea guvernare. Și mă adresez și opoziției politice, nu neapărat celor care au organizat azi mitingul. La toată opoziția din țară, politică, liderilor, vă rog, găsiți calea cea mai scurtă, legală, ori obiectiv istorică, ca să încheiem odată această perioadă de rușine și dezamăgire a țării. Această guvernare, și cu asta închei, de ce trebuie să plece? Pentru că este fățarnică și pentru că, ca să rămână la putere, este gata să ne atragă într-un război de exterminare a națiunii noastre. Jos dictatura! Jos dictatura!